O delegație a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad a participat la festivalul prilejuit de sărbătoarea Sfântului Nicolae, organizat de Autoguvernarea Românilor din Szeged și Csongrád. Este un prilej, în fond, de întâlnire a membrilor comunității românești din Ungaria cu românii din România, care a devenit tradițională în ultimii 30 de ani. Iar la aceste întâlniri tradiționale participă și reprezentanții ai diplomației României. Au fost prezenți aici consulul general de la Szeged, consulul general de la Gyula. A fost prezentat un program artistic foarte interesant, concert de vioară, piese românești, iar un tânăr lector universitar de la Catedra de Română a Universității din Szeged a prezentat o interesantă prelegere despre Eminescu. Am avut ocazia, ca reprezentant al Universității de Vest Vasile Goldiș și ca director al Centrului de Studii Multiculturale și Patrimoniale, să ofer Catedrei de Limba Română de la Universitatea din Szeged un volum opere complete, Ștefan Augustin Doinaș, volum apărut la editura Academiei Române cu sprijinul neprecupețit al Universității de Vest Vasile Goldiș. Am amintit în alocuțiunea pe care am avut-o în fața celor prezenți preocupările pe care universitatea noastră le are pentru susținerea comunității românești din Ungaria, dar și din alte teritorii din afara României, și invităm pe toți cei care doresc să se informeze asupra modului în care trăiesc românii din Ungaria, să acceseze site-ul studioului nostru de televiziune, Goldiș TV, care este unul dintre puținele posturi de televiziune universitare din România și primul, de fapt, care poate fi accesat online.